Iar acum sunt pregătit să jurizeze o nouă ediție Cozonacul de Aur, ediția de Paște, a cărei câștigătoare va pleca acasă cu un super cuptor electric de la Electrolux. Așadar, doamnelor, domnilor, veșnic, tânărul, talentatul, sprintenul președinte al jurului, zis și Marlon Brando din Ștefan cel Mare, colț cu Colentina, domnul Nea Vasile! Bună ziua! Bună ziua! Ce bine faci, domnul Nea Vasile, ești bine? Foarte bine. Am zis bine, Ștefan, și da, cu cel mare cu Colentina? N-am zis bine, nu? Prea ai zis bine. Dar cum e? E tot pe acolo. Cu spitalul Colentina. Cu Matei Balș. Cu Matei Balș. Dar Matei, deci cum ești? Asta, păi, asta nu-i de la Lizea, nu-i de Ștefan cel Mare? Da, exact. Așa, păi da, de asta. Și de pe Grozovici. Ah, am înțeles, bravo. Domnul Nea Vasile, să trăiți, să vă dea Dumnezeu sănătate, sunteți pregătiți să dăm lovitura anul ăsta, să găsim cel mai tare cozonac? Cu atâta experiență în spate. Bravo, măi, Nea Vasile, când am început noi, mâncam amândoi cozonac pe canapea și am ajuns la un concurs. Ce faci, cum ești, bine? Bine. Bravo. Mâinile? Mâini muncite, Cătălin. Ia uite ce, uite ești tat. Mâini muncite de la ora 5 dimineața. S-a scumpit făina? Vai de cap, ne-a dat la temelie. Toate. Toate materiile. Deci s-a scumpit făina, uleiul? Dublu. Peste chiar. Ouăle. Drojdie? Drojdie. La drojdie nu e mare problemă, că nu consumă multă, dar asta... Dar ce e? Făina? Făina e un fel de cimentul cozonacului, Ciucă. Păi făina de la 1,50 lei s-a ajuns la 4 lei. Pe zăcoteală. Mamă, de să te scumpește și cozonacul. Acum, după ce că nu se vede, să mai și scumpim și așa e foarte greu. E foarte greu. Asta în place. Toate domeniile. Nea Vasile, să luăm un loc, să privim optimiști. Puțin? Doamne, ajută. E greu. Am intrat și pe probleme economice. Asta e, dar noi mergem cu zâmbetul pe da, buze. Pentru că să fie bine. Și dacă s-ar fi născut în Grecia antică, i-ar fi luat locul lui Eros, iar zeul iubirii ar fi purtat numele lui Alex Cârțu. Și știți de ce? Pentru că toate gospodinele, toate doamnele, bunicile, pur și simplu îi trimit mesaje pe Facebook și spun: Alex, Alex, vino, Alex! Salut, Alex! Salut. Ai slăbit, mi se pare? Nu, din contră. Pe cuvântul meu de onoare, haide că ești mult mai fi decât ai fost data trecută. Ai slăbit? Eu nu cred, dar dacă tu zici... Să Maria ce face? Complimentul. E la Chișinău. Maria, te pupă, Maria! Perfect, deci doamnelor, domnișoarelor, e liber pe Facebook. Alex Cârțu vă așteaptă, da, să vă dea rețeta cozonacului perfect. Și în bloc, că m-am mutat de curând și... Am nimerit într-un bloc cu foarte multe admiratoare. Da, nu cred. Da, da, da. Am două lifturi și le-am blocat pe amândouă. Eram cu niște colegi care aveam niște cutii și a venit o doamnă mai în vârstă și a început să țipe pe acolo. Cine, doamnă, iartă-mă, ține ambele lifturi blocate? Și veneam eu din urmă cu cutie. Domnul Alex, de la cozonac! Și zic, ne scuzați că ținem lifturile ocupate. Nu mai e nicio problemă. Nicio problemă, stați liniștiți. Asta e, mai efectul, da, cozonacului de aur. Perfect, te rog să iei un loc. Îngrijorați de scumpirile astea cu ulei, cu... Haos. Da. În fiecare zi se scumpesc cel puțin 2-3 produse. Hai că vorbim despre asta imediat, pentru că mi se pare un subiect foarte interesant, dar să nu uităm juratul surpriză de astăzi, care este nimeni altul decât celebrul, frumușelul, cum îi spune Peggy, mânca la mama Randy. Salut și bine, salut, ai venit alături bine de noi, Randy. Găsit, Cătălin. Mă bucur mult de tot să fim aici la Cozonac. Ce faci? Fac bine. Ești pregătit? Sunt pregătit să mănânc, am o foame de... Nu te văd bine. Te rog să iei un loc. O să fie bine, Randy. Vin cozonace. Sunt și convins. Știi că întotdeauna juratul surpriză pleacă cu un cozonac acasă, deci nu o să pleci cu mâna goală. Și o să fie la mai ce am văzut în spate acolo, cred că plecam amândoi. Toate, ce ai zis? Dacă ce am văzut în spate, cred că o să iau doi de data asta. Perfect. Pregătiți, pentru că o să vină prima concurentă la Cozonacul de Aur, ediția de Paști. Ești pregătit, domnule Randy? Dacă mă dai o dată așa... Clar! O să-ți pregătesc stomacul pentru a intra cât mai mult cozonac aici. E bine. E bine, domnul Randy, îl cunoașteți, oameni buni, din muzică. Îl cunoașteți din bucătărie și de pe Instagram, pe domnul Nea Vasile, la fel. Îl cunoașteți din chirurgia cozonacului, iar pe Alex Cârțu de pe Facebook, rupe pe Facebook, crede-mă. Și a lăsat și barba mai mare. Incredibil, înțelegi cuvintele, ești... Este? Ca un om mare. Tocmai de aceea... Alex, ni se spune din regia de emisie că îți lucește chelia. O să aducem un machiaj pentru tine imediat. Se poate make-up acum cu pensula? Pac, și gata, imediat rezolvăm. Mulțumesc. Eu zic că mi se... Ce? Mulțumesc. Eu acum, fii atent, Greta, pensula.
N-avem pensula? Imediat o să vină. Dar vine trafaretul, dacă ai chirie, dacă trebuie să lucească, altfel. Ce? Ce rost mare să ai chirie dacă nu lucești? Normal, exact. Și de asta e atâta lumină în platou. Oameni buni, secretul următoarei noastre invitate este ciocolata albă. Veți vedea cum o folosește Alexandra, pentru că așa o cheamă. Prima noastră concurentă în prepararea cozonacului ei delicios chiar acum. Haideți să vedem materialul. Numele meu este Alexandra și am 25 de ani. M-am născut în Mangalia și m-am mutat în București de aproximativ 6 ani. Cozonaci fac de vreo 3 ani și am combinat două rețete perfecte într-una ideală. Rețeta mamei mele și rețeta mamei soacre. Haideți să începem! Avem un chil de făină, practic ingredientele clasice, ouă, drojdie, lapte, ulei. Prima oară vom pune ingredientele la încălzit. Toate gospodinele știu deja că toate ingredientele din cozonac trebuie să fie calde. Cât laptele se încălzește, ne ocupăm de maia. Avem deja drojdie aici, punem puțin zahăr și puțină făină. Amestecăm și deasupra adăugăm apă caldă și lăsăm la crescut. Știți deja, dragi gospodine, secretul unui cozonac pufos este amestecatul. Eu am un aparat de amestecat profesional, este de calitate foarte mare. Multe prietene m-au întrebat de unde l-am cumpărat, dar vă zic sincer, așa model nu mai găsiți, doar eu am. Haideți să vi-l arăt. Chris? Bună ziua! Acum mai intră malaxorul în acțiune. Adăugăm ulei puțin câte puțin. Și acum mai facem un pliu, două. Trebuie să-l aruncăm. Acum că malaxorul și-a făcut foarte bine treaba, ați văzut că am unul profesionist, vom lăsa aluatul nostru la dospit pentru o oră, timp în care ne ocupăm de umplutura specială. Este teamă de vreun jurat? Nu. Nu mi-este teamă de absolut nimeni decât de mama și de soacra mea, pentru că ele sunt cele mai aprige comentatoare ale mele. Pe ele vreau să le impresionez. Acum vom adăuga biscuiții. Știți voi, biscuiții aia negri cu cremă albă vor da un gust extraordinar. Crezi că îi vor plăcea lui Nea Vasile aceste combinații mai speciale? Sper din inimă să-i placă. Am văzut că dânsul este destul de tradițional, însă cu siguranță am să-l impresionez cu cozonacul meu. Și pentru că lui Nea Vasile îi place tradițional, voi pune și 2-3 bucățele de rahat doar pentru dumnealui. Uitați ce cozonac frumos a ieșit, sunt foarte mulțumită de el. Acum mă voi ocupa de ornat, am topit ciocolata albă, voi pune deasupra și voi adăuga și niște biscuiți. Momentul adevărului, vai ce emoții am! Haideți să-l tem! Nea Vasile, ai grijă că am mereu cuțitul după mine. Acesta este cozonacul meu, așa că băieți, pregătiți-vă că vin în platou. Alexandra Chirica este acum aici cu rețeta de la mama, dar și cu rețeta de la mama soacră. S-au amestecat soacrele și vedem cum arată cozonacul. E și malaxorul undeva în spate. Salut! 4x4? Perfect, imediat, tati, numai o secundă. Sunt prea multe camere pentru că vine soția ta. După aceea o să te vedem puțin mai încolo. Alexandra Chirica!
Să știi că eu nu zic nimic, doar te-am lăsat să intri așa în forță, să ai o prezentare, să ai o piruetă și pur și simplu să se înțeleagă că tu ești prima noastră participantă și ești foarte hotărât, Alexandra. Bună ziua! Bine. Câți ani ai? 25. Ai emoții? Un picuț. De ce? Nu știu exact, să vedem ce vor spune jurații. Haideți să spun ceva. Jurații, Randy, când l-a văzut prima dată, a zis că e bucuros că pleacă cu unul acasă. Așa că, de fapt, n-ai de ce să ai foarte mare emoții. Și prima dată când văd și o cozonaci ăștia cu ciocolat alb, n-am mai văzut așa. Și îmi place că arată și bine și cred că sunt și foarte delicioși, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Perfect, vreau să te uiți în ochii lor și să le spui că ești cea mai tare și că ai venit cu cozonacul pe care îl duc la tăiat. Alegeți voi. Sunt atât de sigură pe mine încât puteți să luați pe oricare. Perfect, îmi place. Dar tu așa gătești cozonaci în rochii de la de seară? Am văzut umărul dezvelit. Fără? Da. Iartă-mă, cred că din cauza echipei noastre care era acolo și... Da? Da, asta e. Practic s-a jenat, a luat o ruche pe ea, pentru că cozonacul ăsta mi-a zis pe care îl duc pe ăsta, nu? Oricare. Oricare. Da. Uite-l ce bine arată, dragă telespectatorule. Da. Uite-l ce frumos e. Ah, și ce bine miroase. Prima dată îl punem aici și ne uităm la el, da? După care, ce credeți că vom face? Cam când ne uităm la el așa? Cam... Maxim 10 secunde fiecare. Dăm un verdict, după care Randy vedem cum stau lucrurile. Îl mâncăm din priviri, Randy. Iar ăsta este al tău. Că a vorbit domnul doctor înainte despre abuzuri fizice și emoționale. Acum avem niște abuzuri culinare, că nu... Adică sunt convins că e bun. Este și un dar acolo. N-am auzit ce ai zis, dar... După abuzurile emoționale și fizice, acum sunt abuzuri culinare la tine în platou. Intră cozonacul peste tine. Da, da. Eu te-am făcut, eu te mănânc. Gata? Îl tăiem? Cum arată domnul Ia Vasile, zi? Arată bine, dar... Dar, mama măsii de dar. Dar ce? Murim. Ce? Ia aspectul de cozonac. Ciocolata asta frumoasă pe deasupra care e pusă, de cozonac tradițional, să zic așa. Într-adevăr, e concursul de aur, ediția de Paște, dar nu scrie varianta tradițională exact. Din Bucovina. Scrie cozonacul de aur, varianta creativă a telespectatorului. De data asta sunt de acord cu Cătălin. Corect, nu? Bă, trebuie să vină oamenii cu inovație, ca în muzică, nu? Exact, exact. Intrăm într-o rutină, dar... Exact, trebuie să fii mereu, pac-pac! Da. Așa e, arată bine, să vedem cum e în secțiune. Alex Cârciu? Mie nu-mi place biscuitele ăsta pus așa pe deasupra. Păi, nene, nu-ți place ție? Nu-mi place. Dar tu trebuie să jurizezi independent de gusturile tale personale. Da. Oare? Nu știu ce să zic. Mie îmi place că mă duce cu gândul la niște copii sunt... care l-ar devora pentru că înțelege un pic de biscuite cu ciocolată. Da. Știi, arată bine? Deci, bă, Alex, pe tine zici că nu te-a impresionat... Da, și aș fi temperat ciocolata, aș fi lucrat-o la temperatura corespunzătoare ca să iasă un pic mai lucioasă. Nu da, doar fost tu la ea acasă să știi este că este cu aspect mat, așa mi-am trebuit să fie. Am înțeles, da. Mat? Da, și da. Mie îmi place tot mat. Dacă ați văzut și la mine în bucătărie, totul era mat, n-aș fi putut să fac ceva lucios. Da, și brățara de la mine e mată. Da. Când ai turnat ciocolata peste cozonac, era mult prea rece. O să râdeți, dar l-am turnat-o eu, Malaxorul a turnat-o, așa că eu sunt sigură că a fost extraordinar turnat. E ceva la întâmplare aici, adică... Nu este, totul ceva, este gândit. Îi plac lucrurile mate, nu lucrurile lucioase. Mă scuzați pe mine. Nu, fără niciun fel de apropo. Da. Tăiem? Da. Tai o dată, că nu mai... Ma... Ia auzi. Vai de mine! Aoleu. Deci, cum s-a simțit când l-am tăiat, vreau să vă spun, incredibil. Ia priviți! Ce? Păi ce voi să facem? Nu e... Nu are nimic, e perfect. Păi da, dar asta a fost oftatul ăla. Ce părere ai, Alexandra? Cum arată? Sii sinceră. Mie poftă, de aseară mi-e poftă, așa că... Nu cred că o să apuci. Poți să speri. Perfect. Randy, o felie pentru tine, tinere. Uite-te aici cum arată. Impecabil. Doar invidioșii spun că n-ar arăta bine. Doar cei care mor de ciudă ar spunea că n-ar arăta bine. Sau cei care sunt la regim zic că n-arată bine. Ca vulta cu străbări, ca tare. Mamă! Miroase... Miroase bine și de data asta o să gust și eu, chiar dacă nu o să dau note. Eu n-am mai mirosit, l-am băgat direct în mână. Vreau să vedem. O să-i testăm și amortizoarele, Alexandra, ești pregătită? Foarte pregătită. Da, n-am înțeles.
Malaxorul este iubitul tău? Soțul. De cât timp? Încă nu e soțul, dar zic și eu așa ca să nu vadă fetele astea și să-mi-l fure. Adică e soțul, dar nu e soțul. Urmează. Sperăm, anul ăsta cine știe. De cât timp împreună? 5 ani. De 5 ani? Da. Gata. Nu mai scapă, nu mai. Care e numele tău de familie? Ștreangă. Acum, Viitor Chirică. Eu deja sunt parte din familie, nu mai pot să mă prezint altfel. Și de ce vrei Chirică? Nu știu. Că așa se face, nu? Trebuie să iei numele soțului. Dar să-l chemăm aici pe Chirică. Haideți aici pe canapea să vină și soțul. Nu e legată. Să îl vedem frumos lângă o plantă. Bună ziua! Un pic cop. Am prins bine. E ce trebuie, nu? Chiar dacă la cozonaci mă mai bag și eu, e bine. Bă, da, mi se pare foarte tare. Am binat rețeta mamei soacre cu rețeta mamei. Cine a avut ideea cu șocolata albă? Mama soacră sau mama ta? Soțul. Alexandra. Asta, ideea cred că e de la noi, da. Am gândit-o anul trecut. Foarte bine. Bun. Gustăm. N-ai ce să zici. Impecabil. Nu, mâncăm acum. Nu mai gustăm. Acum am trecut la mâncat. Îmi place cum gândești. Da. Și tu mergi la salaj? Nu e prea mult. Ciucă. E prea mult. Prea dulce. Eu am fost. Bun. Mai întreabă, dar nu. Începem cu domnul Nea Vasile. Nu dăm notele. Explicăm ce înțelegem noi din acest cozonac. În primul rând, mai trebuia copt. Sau l-ai copt forțat, sau nu l-ai ținut suficient la copt. Oriunde ai pus umplutură prea multă, prea grămadă, trebuia foaia întinsă mai mult. Și umplutura era mai subțire și distribuită mai uniform. Uite, vezi, după ce că nu e nici legată. E foarte bună, încă ai exagerat cu zahăr la umplutură, chiar foarte dulce. Dar e bună. Da, da. Deci umplutura foarte bună, Alexandra. Este. Să scoatem în evidență lucrurile bune. Vezi, nici nu poți să tai bine felia. A rămas grămadă și rahatul și asta. Ai pus și ciocolata aia bucăță în el sau ce ai pus. Din cauza asta se întâmplă așa la cremă. Se simte drojdea? Nu. Nu se simte drojdea? Nu se simte, nu. La cât de dulce e? Dar ai ciocolată pe-am. Deci nu se vine, deci nu se simte drojdea, zici că vine să te iau în brațe, să te pup, pentru că de fiecare dată e un mereu, plus. Mereu aud asta. Drojdea, nu a pus suficientă sare, nu are grăsime. Are. Are, e bine, are, nu? Nu-i copt suficient. Adică mai trebuia să lasă cât? Mai trebuie la copt, lăsat. Uite, vezi? Adică umplutura e cam, da, cam moale, e cam umedă. E umedă că l-a făcut aseară, nu? Nu are importanță. Alex, ce părere ai? Nu contează. Da, dar și eu zic că ar mai fi trebuit un pic copt. Ai exagerat cu umplăturile. Ușor palid pe margini. Aluatul, dacă guși doar din aluat, mi-aș fi dorit o idee mai multă aromă. Și din punctul meu de vedere e prea dulce. Adică, noi suntem o familie balcanică, ne place zahărul, ne place ciocolata, să fie mult, să bă, fie... Cred, dar suntem balcanici. În momentul în care ai o compoziție, o cremă, o umplutură dulce, mai pui și rahat, mai vii și cu ciocolată deasupra și cu biscuiți ăștia sfărmițați care și ăștia au o cremă, e ușor prea dulce pentru mine. Pentru tine, dar tu trebuie să jurizezi independent. Păi da, dar jurizează în funcție de gusturile proprii. Tu vorbești după ce mai mănânci o felie. Am revenit alături de noi, este Alexandra Chirică, oameni buni din Mangalia, o fată foarte drăguță, care a adus un cozonac, priviți, cu ciocolată albă, care arată impecabil, este și gustos. Iar acum o să-i facem o testare a amortizoarelor, știi că e testul nostru, da? Da, da. Ia să vedem, 1, 2, 3 și... Uhuu! Stă bine pe spate. Nu e 4x4. Stă bine, e bine, e bine, e frumos, nu vă mai... Uitați-vă, perfect, priviți-l. Haideți să vedem, Randy, ai mâncat tot? Am mâncat tot în afară de rahat, pentru că nu înțeleg sensul, nici o prăjitură, efectiv. Nu sunt nu ești pentru așa ceva. De ce? Păi, în primul rând, știi ce e? Zahăr? Cu amidon, gelatina, m-am făcut și eu mai devreme, că nu vreau să par așa tot știutor. Deci nu sunt un fan Adică aici rahat. Este ceva rău. Amidon, gelatina... Și ce mai are? Sunt multe rele, nu da. Nu e rău, de ce să fie rău? Colorant. Nu e rău. Zahăr. Doar te omoară, rez. Ce poate să depinde cum privești moartea. Acum, vă rog frumos. Influențați părerea juriului când spuneți că e ceva rău păi acolo. Noi suntem juriu. Păi vă rog frumos, nu. Influențați opinia generală a oamenilor. Nu, Alexandra, publicul... Norocul tău e că nu dau oamenii notele, dăm noi.
Și noi deja ne-am influențat. Dar oamenii nu gustă, știi, ca să poți să... Bă, nu, e clar că nu e un cozonac pentru cine, pentru că e foarte dulce, într-adevăr. Eu am mai mâncat un cozonac de genul ăsta, e cineva în București care face și îmi place. A fost la cozonac de aur, cu câteva ediții, Alexandru. N-aș fi pus rahat. Tot Alexandru. Și, într-adevăr, amestecul a fost cam umed. Deci, clar că n-a stat că trebuie. Adică n-a fost suficient copt, cum spune celebrul. El este bun. Dar asta e un concurs în care toate trebuie să fie cum trebuie. Nu doar foarte să fie bune. Păi gustul, da. Gustul bun, nu? Da. Nici nu știm dacă e avantaj să vii prima dată la un concurs sau să vii n-are după aceea. Nu prea are legătură, că nu ai cu cine să compari, adică foarte, să zici, bă, a venit ieri mai prost, da. Așa a venit prima. Am avut, acum două sezoane, am avut o concurentă, prima concurentă, care a ajuns până în finală. Deci, deci vedeți că se poate întâmpla și la dumneavoastră. Ce bun, e bun. Doamne ajută. Perfect. Domnul Nea Vasile, mai e ceva de zis de cozonac, că dacă nu o să trecem la note. Mai e ceva de zis în apărarea mea ta? Mi-aș fi plăcut să fie un cozonac mai bun. Să fie un pic mai copt, păi mai da. Ce? Mai copt, mai echilibrat ca și umplutură, ca și gust, una peste alta. Tot te uit. Aspectul la exterior de la ciocolată la... Cu ciocolată albă, parcă și văd cum a pus așa cu castronul, da. Pac și curgea și pac. Am văzut în filme. O apoteoză. Alex? Da, e un cozonac rău, dar are niște greșeli. Mult prea multă umplutură, de aceea ai văzut și gaura și nu a rezistat nici foarte bine la testul de amortizoare. Nu e adevărat, a rezistat. Da. Și a revenit până la urmă. Și a revenit. Și a revenit cu Chiucuvai după un pic de... Da, știi cum e? Spui că are service. Ceva lipsuri. Haideți să vedem unde a greșit ca atât Alexandra cât și telespectatorii noștri vigilenți să înțeleagă despre ce este vorba. Ne să învățăm ceva din acest show, Radu. Da, 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 absolut. În primul rând, ar fi trebuit copt o idee mai mult. Uh-huh. La ce temperatură l-ai? 180 de grade. Este mult. La un cozonac nu prea depășești 160. Acum, timpul poate să difere în funcție de performanța cuptorului. Tu știi cel mai bine cuptorul de acasă. Dacă coci la o temperatură mare, există riscul să se ardă la exterior și să nu se facă bine în interior. El mai avea nevoie de un 10-12 minute, mai avea nevoie. Dar temperatura mai joasă ca să nu se ardă. Temperatura mai joasă ca să nu se ardă. În al doilea rând, în momentul în care îl întinzi, întinde-l mai mult. Umplutura se va distribui mult mai bine. Și vei evita astfel de lucruri. Să ai foarte multă umplutură într-un loc, ca și atunci când o tai, să facă acele găuri pe care le vezi. Acest lucru se întâmplă și când exagerăm cu umplutura. În al treilea rând, folosești umplutură grea. Mai ales rahat. Dacă mai pui și ciocolată sau foarte multă nucă, există riscul să se ducă la baza cozonacului și să apară acele găuri. În al treilea rând, un cozonac trebuie să fie... În al patrulea rând, un cozonac trebuie să fie echilibrat din toate punctele de vedere. Dar e foarte echilibrat. Adică, aluatul individual să fie dulce, să fie aromat, trebuie să fie pufos. Apoi, umplutura și ea trebuie să fie dulce, aromată. Dacă mai adaugi și ceva pe exterior, cum ai adăugat tu ciocolată și biscuite, gândește-te că și astea sunt la rândul lor dulci. Ai adăugat ciocolată albă, care e mult mai dulce decât ciocolata neagră sau ciocolata cu lapte. Și atunci trebuie să le echilibrezi, ca în momentul în care muști din el, să nu fie foarte, foarte dulce. Adică trebuie să fie dulce, echilibrat de dulce, dar nu exagerat. Totul să nu exagerăm nici noi cu atât de multă informație. Deja m-a luat mi-a cerut informații. Mă simt ca cursuri când, de fapt, mi-am dat seama că am foarte mult de învățat pentru data viitoare și că nu știu când o să aprofundez materia. Nu e un desert ușor de făcut și trebuie să ții cont de niște aspecte. Tocmai de aceea o să dăm note, Alex Cârțu. Și primul care o să dea note ești chiar matale, dacă putem să spunem așa. Haide! Alex Cârțu, prietenul nostru, doamnelor, domnilor, dacă vreți să-i scrieți pe Facebook Alex Cârțu, dacă nu sunteți de acord cu el. O, da, e o armată întreagă la mine pe Instagram care mi-a spus că așa ceva nu se poate. N-am mai văzut nimeni în cozonac așa frumos și dumneavoastră m-ați desfințat aici. Da, dar nu este un obiect ornamental. Este adică vine o fată tânără, face cozonac, în loc să o susține, mă demoralizăm. Așa e, nu știu ce... Nu este echilibrat. Bărbații de ziua de astăzi, se crede ei la putere că sunt într-un juriu. Nu e normal. Evoluția vine din critica constructivă. Dacă spuneam că e bun și e perfect, data viitoare e și la fel. Nu, ce... Alex Cârțu, nota!
Cu riscul de a-mi asuma și înjurăturile din acest sezon, pentru că așa îmi place mie să fac să-mi asum. Nota mea e 7. Mamă, zici că a tunat afară. Da. 7, Alex Cârțu. O notă bună, zic eu, să știi dacă mă întrebi pe mine. Gândește-te că acum câteva sezoane am dat 10 unui cozonac învelit în ciocolată, atunci când Nea Vasile a dat 9. Unei foste concurente, tot pe nume Alexandra, deci... Mamă, dar ce ții minte? Țin minte, țin. Păi... Domnul Nea Vasile, imediat până atunci dă Randy nota. Randy. Iată, Cătălin. 8? 8? 8, da, 8. Am dat 8. 8? Uh-huh. Nu pot să cred. Aia, nu. Vei pleca acasă totuși cu un cozonac, da, să da, știi. Da, zic. Nu mai, gata, iau înapoi acasă dacă nu-i bun. Păi rău, hai că dacă, și cum faci când vii cu un cadou, îl lași, nu-l mai înapoi. Și dăm nota domnului Nea Vasile, care poate să fie între 7 și 8, poate fie mai mult sau poate fie mai puțin. E și cu 0,5? Ia să vedem. Randy, ține nota să vadă telespectatorul. Te rog, și să calculăm și noi. 8 cu 7, cât e? 15. Hai, domnule Nea Vasile! Da, mi-ar fi plăcut să dăm, să începem sezonul ăsta cu o notă mare. Păi, da, haideți atunci să începem cu una mare. Dacă v-ați fi plăcut și vă doriți, eu sunt de acord. Da. Hai. Totuși, o notă mare ce-am dat eu. Cum să fie notă mare? 7? Da. Nu cred. Refuz să cred așa ceva. Aici ceva se întâmplă. Dar să știi că cu notele astea se poate ajunge și în finală. Da. În public sau în finală? Nu, în finală. Adică 22 de puncte, nu? Da. 22 de puncte... Tu ești matematician. Nu, că am calculat ceva, mi-a luat. 22 de puncte, ceea ce eu zic că nu e rău și poți să ajungi și în finală, așa că Alexandra e bine. Da. Felicitări. Dacă vrei să faci contestație, să știi că poți să pui la biroul nostru. Da, te-ai enervat, sincer? Nu m-am enervat, că eu iau în considerare sfaturile specialiștilor, însă familia mea este foarte fericită cu cozonacul ăsta și le place foarte tare și... Să știi că e foarte bun. Dar fii sincer. Țin cont, dar... Cine face cel mai bun cozonac? Mama soacră sau mama ta? Eu. Nu. Mama soacră. Malaxorul, Cristian, eu fac cel mai bun cozonac. Tu ai de ales 2 dintre 2 cozonac. Al tău sau al mama soacră? Plec cu coșul. Păi asta de la Dr. Oetker, pleci. Nu mai pleci cu mașina, pleci cu coșul. Da. De la Dr. Oetker, partenerul nostru, care a zis în felul următor, toți cei care vin la Cozonacul de Aur să plece cu ceva produse ca să exerseze și de ce nu se ajungă și în finală. Ți-ai succes. Mulțumesc. Îți mulțumim mult de tot și Casa de Piatră când va fi... Doamne ajută. Perfect. Eu deja am câștigat concursul. Pentru că ai participat, nu? Exact, da. Mă bucur mult de tot. Să rămână, îți mulțumim mult de tot. O zi frumoasă, vă mulțumesc și eu. Și să știi că nici Randy nu scoate piese de 10 mereu. Exact. Nu, foarte adevărat. Destul de rar, aș putea spune. Nu e adevărat, are piese, e talentat. Are piese și cu Roxana, acum e la radio toată ziua. Și toate piesele lui, e bun de tot. Bă, e bun. Asta e. El este Randy, mulțumim mult de tot că a venit. Chiar e un artist de nota 10, îl găsiți pe Instagram, Randy Music. Wow. Și este și foarte talentat. Domnul Nea Vasile, sănătate, Alex Cârțu, numai bine. Ce credeți că urmează? Să continuăm cu emisiunea, pentru că mai avem ceva mega interesant pentru cei de acasă. Iar mâine avem din nou Cozonacul de Aur, o altă sau un alt concurent și un alt jurat pe scaunul juratului consumator. Randy, îți mulțumim. Mulțumesc și eu. Vă mulțumim. Continuăm.